Noul suprefect al județului Sălaj, Silaghi Robert Ișvan, va depune mâine jurământul. Acesta și-a preluat funcția încă de săptămâna trecută, după ce hotărârea de numire a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 28 mai. Silaghi Robert l-a înlocuit în funcția de suprefect pe Lucian Băican, debarcat ca urmare a ruperii USL și intrarea UDMR la guvernare alături de PSD. Robert Silaghi a fost persoana agreată de UDMR Sălaj pentru a ocupa funcția de suprefect. Pentru asta a fost nevoie să devină mai întâi funcționar public, lucru care s-a și întâmplat. Luna trecută, Robert Silaghi a promovat concursul organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru un post de execuție în cadrul primăriei Crasna, înlăturând astfel singurul impediment în calea numirii sale în funcția de suprefect. Fostul suprefect, Lucian Băican, s-a întors la vechiul loc de muncă, la primăria Zalău, la serviciul fond funciar, de unde a plecat în 2012.